Salut, prieteni! Astăzi vă invit să ne aventurăm împreună într-o călătorie fascinantă și magică prin ciclul de viață al unui fluture. Este o poveste plină de transformări uimitoare și momente captivante, așa că haideți să începem! V-ați întrebat vreodată cum un ou micuț se transformă într-un fluture frumos? Este un proces incredibil și complex, care începe cu un ou minuscul, aproape invizibil pentru ochiul liber. Ei bine, astăzi vom învăța totul despre ciclul de viață al unui fluture. Vom descoperi fiecare etapă a acestei călătorii magice, de la ou la fluture adult. Este o lecție de biologie și magie în același timp. Este super interesant și foarte distractiv. Vom vedea cum natura ne surprinde mereu cu minunile sale. Mai întâi, haideți să vorbim despre ouăle de fluture. Acestea sunt depuse de fluturi femele pe frunze, de obicei pe partea inferioară, pentru a le proteja de prădători și condiții meteorologice nefavorabile. Știați că fluturii își depun ouăle pe frunze? Fiecare specie de fluture are preferințele sale în ceea ce privește plantele pe care își depune ouăle, asigurându-se că omizile vor avea hrană suficientă când vor ecloza. Aceste ouă sunt mici și foarte delicate. Ele pot avea diferite forme și culori, în funcție de specia de fluture. Unele sunt rotunde, altele ovale, iar culorile pot varia de la alb la verde sau chiar galben. Vă puteți imagina un ou micuț transformându-se în ceva uimitor? În interiorul fiecărui ou, o mică omidă se dezvoltă pregătindu-se să iasă în lume. Următorul pas este stadiul de larvă, cunoscută și sub numele de omidă. Când omida eclozează, este foarte mică și fragilă, dar are un apetit uriaș. Din ouăle minuscule ies omizi micuțe. Acestea încep imediat să mănânce frunzele plantei pe care s-au născut, crescând rapid în dimensiune. Aceste omizi sunt mereu flămânde și ronțăie frunze toată ziua ca să crească mari și puternice. Delicios! Ele pot consuma de până la 27.000 de ori greutatea lor inițială în timpul stadiului de larvă. Acum vine partea cea mai interesantă. După ce omida a mâncat suficient și a crescut mare, este timpul pentru o transformare spectaculoasă. Când omida a mâncat suficient și a crescut mare, se transformă într-o crisalidă, cunoscută și sub numele de pupă. Acesta este un moment crucial în ciclul de viață al fluturelui. În interiorul acestei crisalide are loc o transformare magică. Omida se descompune și se reorganizează într-o formă complet nouă. Este ca o reamenajare secretă și confortabilă. În acest stadiu, omida se transformă într-un fluture adult, un proces care poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni, în funcție de specie. Și în cele din urmă, marea dezvăluire. Din crisalidă iese un fluture adult frumos. Este un moment deosebit de emoționant, când fluturele își deschide aripile pentru prima dată. Aripile sale sunt moi și umede la început, dar în curând se vor usca și vor deveni puternice. După ce aripile îi se usucă și devin puternice, fluturele este gata de zbor. Este momentul în care fluturele își începe viața de adult, explorând lumea și căutând flori pentru a se hrăni. Pleacă în lume, explorând și căutând flori. Așa că iată, fluturele își folosește aripile pentru a zbura de la o floare la alta, colectând nectar și polenizând plantele. De la un ou micuț la o omidă ce ronțăie frunze, fiecare etapă a ciclului de viață al fluturelui este fascinantă și plină de surprize. Apoi la o crisalidă confortabilă și în cele din urmă un fluture uimitor. Este o călătorie incredibilă de transformare și renaștere. Nu-i așa că e minunat? Natura ne arată cât de uimitoare și complexă poate fi viața. Fiecare fluture pe care îl vedem este rezultatul unui proces lung și fascinant. Sper că v-a plăcut această călătorie magică alături de noi. Este important să apreciem și să protejăm aceste creaturi delicate și frumoase. Continuați să explorați, mici aventurieri, și ne vedem data viitoare. Nu uitați să fiți curioși și să învățați mereu lucruri noi despre natura din jurul vostru. Nu uitați, fiecare fluture pe care îl vedeți a fost cândva un ou micuț, trecând printr-o călătorie incredibilă pentru a deveni ceea ce este astăzi. La fel cum și voi ați fost cândva bebeluși micuți. Fiecare dintre noi are propria noastră călătorie de creștere și transformare, așa că să ne bucurăm de fiecare moment și să apreciem magia vieții.